Bună ziua, stimați colegi, stimată audiență! Astăzi, 30 octombrie 2023, în cadrul Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației de la Universitatea de Stat din Moldova, declar deschisă ședința publică Comisiei de Doctorat privind evaluarea tezei de doctorat cu tema Abordarea cognitivă a tehnologiei multilingve, întreaga inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limbile engleză și română, realizată de studentă doctorandă Cristina Nichita la specialitatea 6104, lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, conducător științific, doamna doctor, profesor, doctor cabinetat profesor universitar, Ludmila Zbanț. La ședință sunt prezenți candidata la titlul de doctor Cristina Nichita și membrii Comisiei de Doctorat, după cum urmează, subsemnata președinte, conducător de doctorat, doamna Ludmila Zbanț, doctor cabinetat în filologie, profesor universitar, referentul întâi, Inga Dulță, doctor cabinetat în filologie, conferențiar cercetător, Institutul de Filologie Română, Bogdan Petriceicu HD-ul, Universitatea de Stat din Moldova, referentul al doilea, Inga Stoianova, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, referentul 3, Marin Butuc, doctor în filologie, conferențiar cercetător, Academie Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, secretar științific, Timendia Deana, doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova. Acum, pe ordinea de zi, avem evaluarea tezei de doctorat în filologie cu titlul Abordarea cognitivă a tehnologiei multilingvă întreaga inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limba engleză și română, realizată de studenta doctorandă Cristina Nichita la specialitatea 6204 lexicologie și lexicografie, tehnologie și limbaje specializate traductologie, conducător științific, doctor habilitat, profesor universitar Ludmila Zbanț și al doilea subiect, conferirea titlului de doctor în filologie, doamnei Cristina Nichita. Acum am să-i ofer cuvânt secretarului științific să vorbească despre dosarul pretendentei la titlul de doctor în filologie. Poftim, doamnă. Stimată doamnă președinte, stimați membrii Comisiei de Doctorat, dosarul candidatei la titlul de doctor în filologie, doamna Nichita Cristina, este complet, conține toate documentele necesare, stipulate în punctele 10, 18, 28 respectiv 49 al regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. Prin urmare, în continuare voi enumera documentele care sunt în două exemplare de dosar. Avem, în primul rând, extrasul din decizia Consiliului Științific de aprobare a temei, conducătorului științific și a Comisiei de Îndrumare din 12 octombrie 2018. Extras din decizia Consiliului Științific de redactare a temei, proces verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Doctorat privire la stabilirea datei susținerii publice din 28 septembrie 2023, adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezei, doctoranda enumeră 11 publicații la tema tezei, dintre care 5 articole în reviste științifice, 3 articole în materialele conferințelor și alte 3 publicații. Lista participărilor la forum științifice, 6, internaționale 5 și o participare la o manifestare științifică națională cu participare internațională. Curriculum vitae, format Europax, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat, proces, următoarele 3 documente ilustrează felul în care s-a evaluat teza de doctorat și dosarul de atestare în cadrul primei etape, în cadrul Comisiei de Îndrumare. Prin urmare, avem proces verbal al ședinței Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil din 31 mai 2023, avizul comun al conducătorului științific și al membrilor Comisiei de Îndrumare și, respectiv, tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor Comisiei de Îndrumare. Următoarea etapă de evaluare s-a desfășurat în cadrul departamentului de profil și avem următoarele 3 documente.
proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare deja în cadrul școlii doctorale, avizul departamentului de profil și tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor membrilor departamentului de profil. În continuare, avem informații privind competențele profesionale ale membrilor comisiei de doctorat. Extrage în procesul verbal de la procesul verbal numărul 8 de la ședința Consiliului Științific al USM de aprobare a Comisiei de Doctorat din 26 septembrie 2023. Dispoziția școlii doctorale cu privire la admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat numărul 6 din 27 septembrie 2023, cererea care confirmă depunerea tezei la ANACEC, data de 28 septembrie 2023, certificatele care confirmă depunerea tezei și rezumatul dat biblioteci la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și la Biblioteca Universității de Stat, lista organizațiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul, la care se anexează recipisul oficiului poștal, referatele de analiză ale referențelor, avizele la rezumatul tezei, avem un aviz la rezumatul tezei, copia actului de identitate al candidatului, teza de doctorat o puteți vedea pe masă cu anexele, rezumatul tezei în limba română și în limba engleză, iarăși le avem aici. Trebuie să specific că atât teza cât și rezumatul tezei de doctorat a fost redactat în conformitate cu prevederile ghidului privind redactarea tezei de doctorat și a rezumatului. Așa, atât. Spuneți-mi, rog, dacă trebuie să mă opresc mai des pe șpa asta în anumite momente. Dacă sunt întrebări referitoare la dosarul pretendenții, dacă nu sunt, continuăm. Acum îi oferim cuvânt doctorandei Nicheta Cristina să prezinte conținutul tezei, rezultatele științifice, printre 20-30 de minute. Așa, iar noi trecem încolo ca să vedem mai bine ce ne prezintă. Analizar
trei domenii. Obiectivele tezei rezidă în reevaluarea abordării cognitive în terminologie, controlarea unui sistem conceptual, rezultat din studierea evoluției teoriei în domeniul inteligențelor, stabilirea și prezentarea metodologiilor și criteriilor de formare a corpusului de texte și corpusului terminologic, descrierea metodologiei aplicate la analiza tehnologiei din domeniul inteligențelor, compararea procedurilor de formare a termenilor, dintre alte examinarea fenomenului de retematizare întreagă și elaborarea unei statistici în legătură cu migrarea termenilor întreagă. Valoarea teoretică constă în reevaluarea abordării cognitive în terminologie. Este vorba de o bază teoretică pentru trasarea dimensiunii cognitive în cercetările terminologice. Lucrarea propune un suport teoretic concludent pentru trasarea poziției dimensiunii cognitive în teoria terminologiei. Se pune accent pe o metaterminologie, pe o metacogniție. Noi încercăm să prezentăm un dublu demers cognitiv în care punem accent pe latura conceptuală a subiectului abordat. Valoarea aplicativă constă în studierea interferenței conceptuale, respectiv terminologice, în triada inteligențelor, elaborarea unui glosar terminologic bilingv, englez român, și analiza teoretică și practică a formării funcționării și interferențelor în cadrul terminologiei din triadă. De asemenea, ne referim la procesele de retermologizare, cercetate prin intermediul termenilor care migrează între aceste trei domenii, ceea ce a permis crearea unei baze teoretice a conexiunilor interdisciplinare și elaborarea unui glosar de limbi de termen. Respectiv, engleză română. Metodologia științifică
disciplinele care stau la baza studiului inteligențelor. Studiul inteligențelor este parte a științelor cognitive și acestea sunt niște discipline precum psihologie, filosofie, lingvistică, inteligența artificială, neuroștiințele, antropologia. Astfel, noi avem de-a face cu trei domenii de specialitate în care inteligența cognitivă este vorba despre cunoaștere la general, inteligența emoțională de autocunoaștere și inteligența artificială este un artefact, este o creație umană care caută să emuleze inteligența umană. Evoluția teoriilor despre inteligență a rezultat în termeni pe care i-am ordonat cronologic. Aceasta este evoluția teoriilor despre inteligență, evoluția termenilor din cadrul teoriilor despre inteligență. Și în urma studiului nostru am constatat că în aproximativ toate direcțiile migrează termenii întreabă inteligența emoțională, cognitivă și artificială. Procedurile de formare a termenilor le-am preluat din ideile, scrierile lui Juan Carlos Zecher, care expune în privința lor, precum că ar fi folosirea resurselor existente în limba, modificarea lor și, de asemenea, împrumuturile din alte limbi. Este vorba de derivare, compunere, conversiune, abreviere, terminologizare, reterminologizare, prin metaforă și metonimie și calcul lingvistic, calchiere lingvistică. Și în teoriile Mariei Teresa Cabré, aceste idei sunt dezvoltate și sunt într-un fel îmbunătățite. Corpusul terminologic. Mai sus. Constă din termeni din cadrul inteligenței cognitive, creați prin derivare, compunere, conversie, terminologizare, retermologizare, distribuția retermologizării în cadrul inteligenței cognitive este are domeniul sursă, în principal, din triadă, inteligența artificială. În cadrul inteligenței cognitive avem 50 de termeni și aceștia au fost cei pe care i-am prezentat adineaur. Astfel, avem metafore și metonimii. La inteligența emoțională sunt 24 de termeni creați prin derivare, prin compunere, prin terminologizare, retermologizare, fenomene de interschimb între metaforă și metonimie și de asemenea de terminologizare. În inteligența artificială avem 45 de termeni creați prin derivare, compunere, terminologizare, retermologizare,
cadrul inteligenței, metafore conceptuale în cadrul inteligenței artificiale este expression. Avem mai multe definiții pentru atât în limba engleză cât și în limba română, pentru care fac parte din domeniul inteligenței umane și care fac parte din domeniul inteligenței artificiale. Și se păstrează modelul conceptual a ceva care transmite un conținut, în cel mai frecvent utilizat în toate domeniile de lucrare noastră. Este un exemplu clasic de retehnologizare și o metaforă conceptuală reprezentativă în migrare termenilor în corpusul terminologic creat, comun pentru toate domeniile de lucrare. În caracterizarea metaforei conceptuale, se relevă caracterul reprezentativ al metaforilor în inteligența artificială. De asemenea, avem metonimizare, procedeul de metonimizare. Un termen reprezentativ în cadrul procedeului de metonimizare în lucrarea noastră este effective computing, creat prin seme care urmează modelul SEM pentru origine și reprezintă detectarea și recunoașterea emoțiilor pentru construirea mașinilor emoționale. Effective computing se bazează și pe principiile inteligenței emoționale și studiază emoțiile pentru aceste sisteme, ca aceste sisteme să le recunoască. Și este în mod cert un termen reprezentativ pentru ramura inteligenței artificiale, care asigură interdisciplinaritate dintre inteligența umană și cea artificială. Rezultatele obținute. În dezvoltarea tehnologiilor din treaba inteligenței cognitive, retehnologizare prin metaforizare și metonimizare se atestă la aproximativ 40% din termenii din corpusul nostru. În cadrul tehnologiei din triadă poate exista detehnologizare în cazul tehnologiei inteligenței emoționale și se atestă interferențe tehnologice sub formă de metaforizare și metonimizare interdomenial. Astfel de exemple sunt adaptare, adaptation, comportament, behavior, expressive expression, process, process. Tehnologia sociocognitivă, care studiază termenii din domeniul inteligențelor avansate, reprezintă o analiză tehnologică din perspectivă cognitivă a termenilor, ceea ce generează o investigație la nivel de metacogniție, adică este vorba despre suprapunerea metodelor, tehnicilor de analiză cognitivă asupra termenilor, treabii inteligențelor, cu o trecere de vista ceea ce a fost investigat până la momentul actual în diverse curente teoretice, cu un demers praxeologic centrat pe rezultatele obținute în lucrare. De asemenea, migrarea termenilor din treabă este un proces influențat de progresul tehnologic și de teoriile emergente în domeniile respective, începând cu a doua jumătate a secolului 20. Corpusul terminologic a întrunit 119 fișe tehnologice bilingve, din 274 de fișe de documentare monolingve și corespondența dintre fișele de documentare și fișele terminologice s-a făcut pe baza fișelor de corespondență care au luat în calcul definiția, cuvintele cheie, forma. Corpusul paralel a confirmat marea majoritate a termenilor din corpusul comparat și a propus alte echivalente, fiind un teren fertil pentru analiza traducerilor. Din 119 fișe din corpusul terminologic, 50 de termeni sunt în domeniul inteligenței cognitive, 24 în domeniul inteligenței emoționale și 45 în domeniul inteligenței artificiale. Um,
nostru, creat după metoda corpusului paralel și comparat, în principal corpusul comparat și verificat prin corpusul paralel. Studiul transversal al terminologiei întreagă inteligențelor relevă faptul că are loc un proces de migrare a terminelor în triadă și ceea ce se observă în imagine, prin din este metaforizare, subliniat este metabolizare și ceea ce este evidențiat reprezintă domeniul țintă, receptor al migrării. Recomandări ar fi analiza funcțională a terminologiei specializate și un glosar terminologic abordat, elaborat. Poate fi un model al suprapunerilor conceptuale între ale inteligențelor emoționale, cognitive și artificiale. Și poate fi folosit pentru noi investigații terminologice transversale. Traducătorii și terminologii, dar și specialiștii din domeniile investigate în lucrarea noastră pot utiliza atât suprapunerile conceptuale în creadă, cât și glosarul terminologic în scopul de a organiza cunoștințele interdisciplinare sau pentru produce pe domeniul inteligențelor. Și subiectul poate fi extins asupra altor investigații care au în centru metafora conceptuală în cadrul terminologiei din alte domenii de specialitate. De asemenea, metodologia aplicată și materialul teoretic, analizele pe corpusul practic, pot fi utilizate la orele de traducere specializate a cursului de terminologie propus studenților care urmează cursuri de traducător și interpret de conferințe. Din păcate avem niște probleme tehnice. Nu, lăsați cursul pe orice. Da, așa. Bibliografia... Mai, poate mai sus aveți niște date. Nu, așa e, da? Bibliografia constă în foarte multe nume de renume național și internațional. Dorim să prezentăm câteva dintre acestea. Busuioc, Pupu, Cabre, Carter, Dichidiri, Druță, Ekman, Feben, Goldman, Kerman, Stengerman, Leon, Pal, Torani, Zeiger și Wister. Publicațiile la tema de cercetare deja au fost prezentate de doamna doctor în filologie, doamna Diana Dementeva. Am publicat articole în revistele Anadiz, Asia, în cadrul profilului Confloricor, Eugeniu Coșeru, revistelor naționale Intertext, Studia Universitate și Filologia. Vreau să prezint mulțumirile mele, ale noastre, pentru susținere. Pentru, în primul rând, pentru conducătorul științific, doamna doctor habilitată în filologie, profesor universitar, doamna Mihnela Zvanț, membrilor Comisiei de Îndrumare, doamna doctor habilitată în filologie, conferențiar universitar, doamna Elina Breahnă, doamna doctor habilitată în filologie, conferențiar cercetător, doamna Inca Dulță, doamna doctor în filologie, conferențiar universitar, doamna Verica Rifar, și, dacă îmi permiteți, componenții Comisiei de Doctorat de astăzi, membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, doamna doctor habilitată în filologie, conferențiar universitar, președinte al Comisiei de Susținere Publică, doamna Verica Mola, doamna doctor habilitat în filologie, profesor universitar, conducător științific,
doamnă Ludmila Spanț, pe care v-am menționat încă o dată. Sunt doctor habilitat în filologie, conferențiar, cercetător, membru a Comisiei de Îndrumare, membru referent, doamna Inca Bruță, și domnul doctor în filologie, conferențiar, cercetător, membru referent, domnul Marin Butuc, doamna doctor în filologie, conferențiar, universitar, membru referent, doamna Inca Stăianova, și doamna doctor în filologie, cercetător științific, secretar științific, doamna Diana Benintea, pentru organizarea ședinței de astăzi. Ne vă mulțumim. Acum, stimați colegi, dacă aveți întrebări, le punem de aici, de pe loc. Pe urmă trecem în prezidiu. Dacă aveți întrebări, poftim. Nu m-a interesat slide-ul ceva cu niște statistici peste care a trecut doctoranda. Acesta? A, da, da. Eu am menționat anterior de BAL, dar el reprezintă procentajul de eternologizare în corpusul tehnologic creat de noi, corpusul bilingv, englez-român, pentru termenii în limba engleză. Termenii sunt în limba engleză, aceștia sunt termenii vedete, termenii de bază pe care s-a căutat, pentru că limba engleză este domeniul spațiu emergent al formării teoriilor și cercetărilor în domeniul inteligenței. Și astfel, din 119 termeni, avem 47, aproximativ 40% din corpusul tehnologic este creat prin eternologizare, astfel migrare, termenul în triadă, reprezintă un procentaj, un procent important din corpus. Da, vă mulțumim. Mai sunt? Eu voiam să întreb cu referire de la termenii vedete. Este un termen consacrat? Este un termen folosit, mulțumesc pentru întrebare, este un termen folosit de autor. Adică este unul consacrat. Este folosit. Tehnologic în care este folosit. Și este sunt termeni de bază. De la care se formează fișele. Așa mi-am dat seama, dar nu eram sigură dacă nu sunt. Da. Bun. Noi vă mulțumim și dacă nu mai sunt întrebări, vă rog să ocupați locurile în prezidiu ca să fie mai comod pentru mine. Și dumneavoastră vă așezați. Și începem procedura de continuăm procedura de susținere. Așa. V-ați încadrat în cele 30 de minute, practic ați vorbit 27 de minute. Așa. Acum, vă rog pe doamna secretar științific, Diana Dementeva, să aducă la cunoștință avizul Comisiei de Îndrumare și avizul departamentului de profil, pe cum și alte avize asupra tezei, rezumatului, asupra rezumatului tezei, dacă acestea au fost prezentate, desigur. Mulțumesc! În de Comisiei de Doctorat, cu privire la avizul Comisiei de Îndrumare și avizul departamentului de profil, ambele au fost pozitive, întrucât la etapa respectivă a fost recomandată teza și dosarul de atestare spre evaluare la următoarea etapă. Bineînțeles că doctoranda a primit careva succes de recomandări de la membrii Comisiei de Îndrumare și respectiv membrii departamentului de profil. Felul în care a ținut cont de aceste observații, sugestii, este ilustrată în tabelul privind gradul, tabelele privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor. Dumneavoastră ați văzut anterior dosarul, ați văzut că doctoranda a justificat pe larg fiecare observație recomandare.
Acum avem un aviz la rezumatul tezei, un aviz pozitiv, însemnat de către doamna doctor conferențiar universitar, doamna Gabriela Șadanea, de la Universitatea de Stat din Moldova. Spuneți-mi dacă este nevoie să dau citire sau e suficient cât dacă nu sunt obiecții, atunci e suficient. Vă mulțumesc, doamna Dementeva. Acum urmează referatele de analiză ale referențelor oficiali și oferim cuvântul doamnei Gadruță, locul candidat conferențiar cercetător. Da, deci, sau poate de aici. Mai de comodă, nu? Stimată doctorandă, prezint referatul asupra tezei în discuție astăzi. Rolul limbilor naturale și implicit rolul lingvisticii în funcționarea terminologiilor este recunoscut de majoritatea cercetătorilor, chiar dacă acest rol este inegal în funcție de fiecare terminologie. Se delimitează astfel, în primul rând, terminologia ca știință interdisciplinară și terminologiile, limbaje de specialitate, cu un corpus de termeni corespunzând diverselor domenii de activitate. Întrucât investigarea unui specialist în lingvistică nu se poate situa pe poziția unei abordări interne, cu perspectiva strictă a specialistului, decât în mică măsură, cercetarea este orientată spre analiza importanței terminologiilor pentru grupuri socioprofesionale mai largi, mergând până la utilizarea în limba literară standard. Percepția terminologiei clasice se admite în general importanța limbilor naturale, chiar dacă rămâne actuală problema datorată relației dintre imperfecțiunea limbilor în raport cu dezvoltarea științelor. Prin limbile naturale se exprimă cunoștințe asupra obiectelor lumii trăite, specifice fiecărui domeniu științific. Dacă în unele științe, matematica, fizica, chimia, exprimarea cunoștințelor, chiar și parțial, se poate face și prin alte mijloace, există alte științe în care acest lucru nu se poate face decât printr-o limbă naturală, cum e cazul filosofiei, lingvisticii și în mod relativ al artelor. Deci importanța limbilor naturale pentru terminologii este cu atât mai mare cu cât nu există alte modalitate de exprimare. Dacă se acceptă importanța limbilor naturale pentru terminologii, se admite potențial și importanța lingvisticii. Din acest punct de vedere, studiul terminologiei privește specificitatea semantică, teza admisă și de Wüster, dar mai ales de terminologii actuali, precum Dura, aspect care a constituit un obiectiv esențial al cercetării în discuție. Importanța socioculturală, economică, pedagogică a terminologiilor este în creștere, ceea ce explică abordarea interdisciplinară și interesul mai larg pentru aceste domenii, dincolo de o specialitate științifică anume. Se vorbește în acest sens de laicizarea progresivă a cunoașterii, prastie, ceea ce permite definiții alternative ale termenilor, tocmai din această perspectivă interdisciplinară. Sunt admise astfel, ca obiective ale terminologiilor, atât elaborarea de teorii conceptuale, structurând obiectele domeniului, cât și activitatea lexicografică, de efectuare a unor corpusuri dicționare. Astfel, terminologiile sunt puse oficial în relație cu discipline ca ontologia, lexicografia, semantica. Relația cu ultimele trei discipline autorizează preocupările lingviștilor pentru terminologii. Rezultă că rolul limbii și al lingvisticii este foarte important în decodarea și utilizarea terminologiilor. Din acest punct de vedere, putem afirma că subiectul lucrării din dezbatere este și o comandă socială, în măsura în care timpul însuși orientează investigațiile lingviștilor spre descrierea utilității sociale a limbii. În acest context, tema cercetării de doctorat a Cristinei Nichita este de o mare actualitate și importanță. În lucrare se investigează triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială, din perspectiva terminologiei cognitive, în limbile engleză și română.
Domeniul inteligenței, sub toate aspectele sale, este foarte dinamic, în plină dezvoltare. În general, vorbind, inteligența cognitivă și cea emoțională ne fac să fim oameni. Trăim într-o eră în care accesul la cunoștințe este la îndemâna oricărei persoane. Putem folosi telefoanele și calculatoarele pentru a ne educa, dar ceva este în neregulă. În loc să devenim mai inteligenți, se pare că IQ-ul oamenilor din întreaga lume scade. Știința caută răspunsuri în legătură cu motivele pentru care noi devenim mai deștepți. În secolul al XX-lea, oamenii de știință au remarcat că IQ-ul umanității se afla în creștere. Oamenii deveneau tot mai inteligenți, mereu. Această creștere a IQ-ului mediu a devenit cunoscută sub numele de efectul Flynn. Cred că nu l-am regăsit în lucrare, dar probabil că nu l-ați avut în sursele consultate din care ați constituit corpusul. Efectul Flynn este un fenomen care descrie un boom de inteligență ce a avut loc pe parcursul secolului al XX-lea. În fiecare deceniu, inteligența medie măsurată a crescut cu aproximativ 3 puncte. Experții credeau că această îmbunătățire impresionantă este datorată educației mai bune, alimentației îmbunătățite și îngrijirii medicale mai bune. Dar apoi s-a întâmplat ceva. În cadrul unui studiu recent, o echipă de cercetători din Norvegia a analizat IQ-ul a 230.000 de persoane care s-au înrolat în Serviciul Național între anii 1970 și 2009. Echipa a constatat că pentru fiecare generație scorul a scăzut cu circa 7 puncte în medie. Acest lucru nu înseamnă neapărat că devenim mai puțin inteligenți, dar mulți experți cred că rezultatele studiului norvegian sunt incredibil de îngrijorătoare pentru omenire. De ce se întâmplă acest lucru? Alte cercetări privind scăderea IQ-ului au constatat că acest fenomen nu are legătură cu genetica sau cu factorii de mediu, deși o investigație a unor oameni de știință chinezi pune legătură poluarea cu scăderea inteligenței cognitive. Unii cercetători au încercat să dea vina pe tehnologie și pe modul în care am devenit dependenți de aceasta. Ar putea avea de face și cu faptul că oamenii citesc mai puțin și, în schimb, își petrec timpul absorbind mai multe informații din rețelele sociale. O altă problemă poate fi că testele IQ sunt depășite. Acestea tind să măsoare inteligența noastră cristalizată, adică lucrurile pe care le-am învățat și pe care ni le amintim. Însă educația a evoluat și nu se concentrează atât de mult pe memorare în prezent. În context amintesc și despre romanul lui Kazuo Ishiguro, Să nu mă părăsești. Rafinamentul și sensibilitatea autorului dau naștere unei tulburătoare povești de dragoste, ai cărei protagoniști sunt trei tineri care fac parte dintr-o categorie aparte de ființe umane, donatori, clone, nimic altceva decât produse de laborator, venite să furnizeze organe de schimb pentru oamenii adevărați. Însă, pe parcursul narațiunii, cititorul își dă seama că aceste clone dispun și de inteligență cognitivă, și de inteligență emoțională, iar inteligența artificială este prezentă implicit în roman, sub diverse aspecte, ca și în existența noastră cotidiană, reflectând inovațiile tehnologice și științifice. Doctoranda a surprins în cercetarea sa această întrepătrundere a sferelor inteligenței într-o triadă și a structurat investigația sub forma unor cercuri concentrice, de la inteligența cognitivă spre cea emoțională, apoi spre inteligența artificială, care preia termeni și concepte din cele două inteligențe premergătoare, apoi există și o mișcare inversă, evidențiind similitudinile, diferențele și interferențele. Opțiunea doctorală pentru engleză și română ca limbi de studiu al triadei inteligențelor este justificată prin faptul că limba engleză reprezintă o limbă franca, mijloc de comunicare intercomunitar a cunoștințelor, iar româna este limba de comunicare științifică în spațiul nostru. În acest sens prezintă interes procesele de adaptare a termenilor de origine engleză în română.
Teza are un suport teoretic bine elaborat, conține judecăți și dovezi argumentate, dispune de o bibliografie recentă impresionantă, elaborată într-un limbaj sobru, lucrarea are ca dominante valoarea științifică și importanța practică. Autoarea a recurs la diverse metode calitative și cantitative de cercetare pe care le-a prezentat. Analiza termenilor s-a bazat pe metoda corpusului paralel și comparat și pe fișe bilingve. Metodele selectate sunt relevante și corespund scopului investigației. Aspectul teoretic al lucrării este reprezentat prin discutarea unor probleme esențiale ale terminologiei. Autoarea a realizat o sinteză concludentă a cercetărilor în domeniul terminologiei sociocognitive. În capitolul 2 se analizează evoluția terminologiei în cadrul triadei inteligențelor cognitivă, emoțională și artificială sub aspect cognitiv. Teoriile emergente despre inteligențe sunt o sursă esențială pentru construirea unui sistem conceptual de termeni validați reuniți într-un corpus terminologic. Doctoranda elaborează și un glosar de termeni din această triadă. În capitolul al treilea se analizează termenii din domeniul inteligențelor, pornindu-se de la limba engleză. Doctoranda deduce că inteligența cognitivă este primul tip de inteligență studiat din punct de vedere teoretic și cercetat ca bază pentru alte tipuri de inteligență. Prin analiza componențială a termenilor, investigația se extinde spre domeniul inteligenței emoționale și al inteligenței artificiale. Se propun și echivalentele termenilor reprezentativi în limba română, incluse într-un glosar terminologic bilingv. Problema formării termenilor este esențială pentru a înțelege mecanismele interne care influențează comportamentul termenilor la nivel structural. Postulatele teoretice sunt însoțite de exemplificarea acestora prin termeni relevanți și explicarea modului în care fiecare aspect discutat se raportează la terminologia investigată. Din punct de vedere teoretic, lucrarea reprezintă o contribuție meritoasă în ceea ce privește descrierea și analiza termenilor din domeniul triadei inteligențelor sub aspect diacronic, identificarea structurii și a relațiilor semantice dintre termeni. Remarcăm buna documentare a autoarei, expunerea clară și logică a faptelor, limbajul sobru al expunerii, comentariile competente, rigoarea argumentării deducțiilor și a concluziilor finale, atitudinea diferentă față de opiniile discutate, accentele polemice. Cercetarea este utilă atât pentru terminologii practicieni, cât și pentru cercetători, specialiști, traducători și studenți. Lucrarea creează impresia de asiduitate, rigurozitate, exigență de o bună cunoaștere a terminologiei de specialitate. Autoarea a reușit să sistematizeze diverse idei și teorii, a dat dovadă de o orientare sigură în problematică. În consecință, subiectul propus este abordat cu competență, atât sub aspect teoretic, cât și practic. Menționăm terminologia adecvată și metalimbajul modern. Este o lucrare echilibrată, armonioasă, matură. În teza de doctorat, în discuție, se conturează o nouă direcție de cercetare, de la studiul fixist al termenilor, ca unități onomasiologice statice, se merge la semasiologie, la studiul termenului ca unitate lexicală dinamică. Noutatea științifică a cercetării realizate de Cristina Nichita constă în studierea interferenței conceptuale, respectiv terminologice, a trei domenii ale inteligențelor. Suprapunerea conceptuală a triadei inteligențelor este un subiect generos de cercetare, de actualitate în contextul globalizării și poate fi un instrument util pentru părțile interesate. Ipoteza de cercetare a fost confirmată în mod edificator și pe parcursul lucrării vocea autoarei se manifestă în mod pregnant prin considerații personale. Teza de doctorat a doamnei Cristina Nichita demonstrează un nivel ridicat al competențelor academice dobândite și de cercetare.
Candidata reunind într-o sinteză teoretică și aplicativă concludentă o multitudine de aspecte care circumscriu succesul în domeniul lingvisticii și traductologiei. Cercetarea ar putea fi dezvoltată prin urmărirea comportamentului termenilor în contexte, deoarece se știe, în virtutea studiilor recente, că valențele termenilor se manifestă pregnant în texte și contexte. Accentul ar putea fi pus și pe aplicarea în traducere, pe tehnicile și procedeile de traducere a termenilor din domeniu în diverse texte, de la cele de specializare strictă la cele de popularizare. Aparatul critic al lucrării este alcătuit cu respectarea normelor academice. Acesta oferă informații oneste și complete referitoare la procesul de documentare, un proces esențial care cuprinde selecția, consultarea și utilizarea judicioasă a unor surse recente. Bibliografia conține o listă de surse contingente, fiind elaborată în conformitate cu normele academice, anexele care conțin corpusurile de termeni în engleză și română și echivalentele acestora, deși sunt complementare în economia lucrării, sunt extrem de utile. Semnalăm și utilitatea figurilor prezente în structura tezei. Sub aspect formal, lucrarea corespunde rigorilor academice. În ceea ce privește rezumatul, doctoranda a sintetizat în mod adecvat conținutul tezei de doctorat, a relevat fundamentarea teoretică și contribuția propriei investigației. Având în vedere actualitatea temei abordate, nivelul științific ridicat, utilitatea practică, capacitățile de sinteză și analiză ale autoarei, valoarea de ansamblu a întregii teze, considerăm că lucrarea abordarea cognitivă a terminologiei multilingve, în triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială, elaborată de Cristina Lindea, corespunde exigențelor pentru o teză de doctorat și autoarei ei să îi se atribuie titlul de doctor în filologie. Noi vă mulțumim pentru o referată pe care s-a mult. Edificator pentru mine. Așa și nu doar. Eu acum refer cuvânt celui de-al doilea referent. Este vorba de Inga Spăreanu, da? Doctor conferențial în Păsica, asta, da? Doctoranda că a ajuns la această etapă finală, precum și conducătorul științific care s-a implicat foarte mult în realizarea acestui studiu și a devenit concludente cu mai multe și îmi permit dacă îmi permit să și prezint avizul asupra tezei de doctorat. Accelerarea procesului cunoaștere și evoluția rapidă a domeniului științific, mai ales a tehnologiilor informaționale, secolul 21, îi pune implicare aparte lingvisticii, nu numai prin funcțiile numerative acestea, dar și prin cea cognitivă, fundamentată prin formularea gândirii prin limbe. Ori prin prisma tezei susurieni, limba este gândirea organizată în materie teorică. Numărul mare de concepții abstracte apărute recent în domeniul științelor prevedecă nu numai instrumentele lingvistice corespunzătoare, dar și procedurile specifice de armonizare a terminologiei. Prin urmare, prezenta cercetarea doctorală efectuată de doamna Cristina Nichita se poziționează în area științelor relativ tinere, precum lingvistica cognitivă și terminologie cognitivă. Studiul întreprins de doctorandă efectuează în premieră analiza comparativă a trei ani inteligență emoțională, inteligență cognitivă, inteligență artificială în limbile engleză și română. Definită ca o aptitudine generală care contribuie la formarea capacităților și la adaptarea cognitivă a individului în situații noi, inteligența, drept fenomen social, constituie o preocupare permanentă a savanțelor din diverse domenii. Dezvoltarea societății informaționale aduce în prim plan problema corelației inteligența umane, cognitive și emoționale, versus inteligența artificială. Ultima reprezintând un fenomen complex și multilateral, o sursă, dar și o consecință a schimbărilor socioculturale, pozitive și negative pentru civilizația umană. În acest context, este binevenit să ne amintim de cuvintele celebrului romancier francez Antoine de Saint-Exupéry, care a specificat: mașina pare să ne îndepărteze de natură, ci tocmai ea ne supune legilor interne ale naturii, cu severitate deosebite. Versatilitatea tipologiei inteligențelor ce reprezintă
aspect terminologic, care până acum nu a fost supus investigării lingvistice în aspect comparativ în spațiul română și anglofon. Identificarea trăsăturilor structurale și semantice, a specificului disfuncționare a factorilor extra-lingvistici, care au influențat formare, evoluția și funcționarea corpusului terminologic în discuții, a determinat importanța și actualitatea incontestabilă a acestei lucrări. Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei găsește expresii în ofertă de surse teoretice, care pot servi ca suport pentru noi investigații în domeniul terminologiei, terminografiei, traducerii, psihologiei și a tehnologiilor informaționale. Scopul cercetării și obiectivele, precum și ipotezii înaintate, armonizează într-o societate cu semnul tezei de doctorat, fiind formulate logic și consecvent. Metodologia cercetării se află în concordanță cu subiectul investigației, identică investigații pe cei mai multe niveluri, terminologic, semiotic, cognitiv, conceptual și traducțional. Pentru a crea un cadru teoretic științific în care se situează cercetarea, în introducerii doctorante subliniază natura metacognitivă a demersului abordat, care a permis efectuarea unui studiu în profunzime a structurilor evaluatoare, caracteristice pe terminologie de domeniul inteligenței. Doamna Cristina Nichita a aplicat metode de cercetare și practică printr-o revizuire analitică a cercetărilor relevante din domeniile lingvistice generale și lingvistice terminologiei. A fost elaborată o listă celor mai importante concepte și interpretări și țin de problematica studiată, fapt ce a permis adoptarea unei abordări interdisciplinare în compartimentul din fiecare teze. Metodele de bază aplicate în acest context vizează studiul focusului paralel și afișelor bilingve, elaborate de două analize compresive a definițiilor la validarea termenilor. Dimensional, utilizarea unui șir de tehnici și procedee specifice unui studiu lexicologic, precum analiza structurală derivațională, atestarea termenilor în sursele lexicografice și textele specializate și astea. Structura tezei de doctor este determinată de scopul researchului obiectivului de investigație, discerpul problemelor abordate de nivelul și gradul chestiunii de educație. La etapa inițială a cercetării s-a efectuat o reprezentare de ansamblu asupra evoluției terminologiei, precum și a variațiilor naționale, ce se referă la obiectul de cercetare al acestei teze, utilizat de către specialiștii în domeniu. Autorii oferă o caracterizare a etapelor de evoluție a științei terminologice, prin evidențiere curentelor clasice și moderne, pornind de la teoria generală a terminologiei aluistă, fixate pe noțiune de standardizare terminologică și analizate prin prisma abordărilor cognitiv-funcționale. Doctoranda menționează orientările majore în curentele terminologice europene și în spațiul postsovietic, în funcție de obiectivele înaintate și dimensiunile aplicate, unele fiind în opoziție cu fondatorul școlii terminologice de la Viena. Au fost specificate trăsături de bază teoretice comunicative terminologiei, terminologiei sociocognitive, sociotehnologiei, termantografie, terminologiei bazate pe framework, lingvistice computaționale cu aplicare la terminologie. O atenție deosebită este acordată evaluării critice a noțiunii de concept, o reprezentare mentală, o notație cognitivă, care, după cum de bună dreptate specifică autoarea, luată în profunzime, creează o frumoasă teorie a limbajului și o întreagă ideologie asupra lumii. La fel de reușit este următorul compartiment, care demarează cu analiza corelației dintre limbajul comun și limbajul specializat din aspectul cognitiv și pragmatic, cu determinatul și compararea curentelor de cercetare. Un interes deosebit reprezintă evoluția conceptului de inteligență ca obiect de studiu al științelor cognitive cu specificarea similitudinii și divergențelor în parare semantică celor trei domenii vizate. Inteligența cognitivă, emoțională, artificială. A fost adus în discuție și noțiunea de termen ca unitate de bază a lexicului specializat, format din componentă cognitivă, lingvistică și funcțională pragmatică, precum și gradul de corespundere a formului nivelului terminologic și față de cerințele înaintate. Tot aici se face o incursiune istorică în dezvoltarea teoriilor din domeniul științelor cognitive cu referire la termenul generic terminologie din domeniul inteligenței, parte 59. Autorii expune date de natură lexicografică a unei serie de termeni de domeniul vizat, precum și evidențiază procesele semantice și se desfășoară
cadrul sistemului terminologic al domeniului inteligenței. Terminologizare, terminologizare, migrare internă, internă. La fel de pertinent subiectul temei de cercetare, mi se pare determinarea, descrierea și motivarea naturii și caracteristicilor asupra metodologic aplicat la constituirea corpului faptic a domeniului inteligenței, ultimul fiind argumentat prin date cantitative și calitative. Având o continuitate și expunere logică a materialului investigat, la următoarea etapă se inserează și analizează relatările ce țin de funcționalitatea termenilor domeniului inteligenților în limba engleză și română. Acest compartiment structural al tezei debutează cu o incursiune în problematică de limitării procedeilor de formare a unităților terminologice în baza conștiințelor, reprezentanțelor și colegului stilului europene, precum și celor din spațiul post-sovietic. Studiul comparativ englez al mijloacelor interne, corpului și semantice, este efectuat în baza unui corpus terminologic de fișe terminologice, rezultate din fișe documentare monolingve pentru fiecare limbă separată. Fapte asigură fiabilitatea necesară în vederea validării termenilor din domeniul inteligenței. Pagina 77 al tezei. Menționăm acest sens o varietate de exemple expuse și minuțios analizate, prezentând dovezi calitative de rigoare. Merită aprecierea în viziunea noastră rezultatele obținute de doamna Cristina Nichita în cadrul investigării procesului de metaforizare și metonimizare în domeniul inteligențelor, abordat prin prisma viziunilor actuale asupra metaforei conceptuale, precum și din perspectiva corelării, analogiei și asimetriei termenilor între diverse concepte referențiale care stau la baza metaforelor cognitive. În unele cazuri, după cum afirmă autoarea, sens este consecutivitatea proceselor semantice menționate. Pe parcursul realizării studiului nu a fost uitat și aspectul traducțional prin suprapunerea unităților terminologice selectate în engleză și română și determinarea gradului de concidere al echivalentului pentru fiecare domeniu în inteligență. Concidere totală, asemănare formală, diferență formală. Se specifică că în plan cantitativ se atestă predominarea existenței unor echivalente în limba română pentru termeni evidente în limba engleză. Delimitarea strictă terminologiei domeniului inteligenței nu se poate face cu exactitate. Continuă evoluția tehnologiei fiind factorul principal al apariției de noi concept. Fundul conceptual al domeniului este prezent abogățit cu termeni care se întrepătrund. În acest context, este binevenit efectuarea analizei transversale prin determinarea direcției din care termenul în cadrul domeniului inteligență. Acest flux, reflux al termenelor din și spre subdomeniile vizate asigură funcționalitatea sistemului terminologic, evitând împrumuturile nemotivației. Au fost aduse argumente suficiente pentru a confirma ideea că, migrând într-un subsistem terminologic în altul, termenii suferă anumite metaze semantice, însă valoarea semantică comună nu este afectată. Autorii menționează combinatorica variată direcțiilor de migrare semantologică, dar și pasivitatea relativă a domeniului inteligenței artificiale, ce reprezintă un algoritm complex și cu cernul de învățare automată, în comparație cu domeniul inteligenței cognitive emoționale, bazate pe abilități emoționale. Concluziile formulate la sfârșitul fiecărui capitol provin în mod organic din conținutul acestuia și sunt întemeiate, clar formulate și codificatoare. În rezultatul analizei tezei am constatat că scopul și obiectivele propuse au fost realizați pe deplin și s-au reflectat în concluzii și recomandările finale, iar ipotezele de lucru au fost confirmate. Referințele bibliografice includ un număr considerabil de lucrări clasice și moderne diferite limbi, ceea ce încă o dată dovedește că autoarea și-a văzut cercetare pe o teorie solide. Anexele includ corpusul faptic analizat în formă de fișe terminologice și fișe monolingve, care în linii generale pot fi considerate drept o bază de date terminologică în domeniul inteligențelor. Ele cuprind informații și țin de aspecte lingvistice și extralingvistice terminologiei de date, expunându-le într-un mod logic, motivat și argumentat. Validarea rezultatelor. Rezultatele cercetării în calitate de teze și comunicări au fost prezentate la 6 conferințe științifice internaționale din țară și străinătate, precum și 11 articole științifice și publicate în revizii recenzate de specialitate. Prezentă cercetarea doctorală are un aspect plăcut, este scris într-o limbă corectă, cultă,
accesibil, cu un stil adecvat, reprezentând interpretări sau erotice, terminologie sau de referință. În plan structural de conținut și de claritate, care teza de doctorat a doamnei Cristina Nichete este elaborată conform cerințelor NAIPAT de școală doctorală Universității de Statele Moldova. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Rezumatul tezei și conținutul tezei denotă respectarea eticii și deontologiei profesionale, fapt care dovedește integritatea și responsabilitatea autorului și asigură înaltă calitate și credibilitate cercetării și înțelegerii. În calitate de sugestie, am dorit să menționăm câteva idei și absolut nu dimensionează importanța, originalitatea și caracterul inovator al tezei. În vederea prezentării rezumării a informației teoretice expuse, la pagina 49-66 sunt introduse figuri relevante și pertinente. Deci figura 2-2-1-1 și primii care stau la baza științelor cognitive și 2-3-1 schema de migrare a termenului întreagă, fără menționarea resursei de preluare sau note elaborate de autor. Să înțelegem că este elaborat de autor, trebuie să trebuie menționat. Analiza funcțională a terminologiei din domeniul inteligențelor, punctul 3-2, ar fi binevenit de stabilit gradul de productivitate a procedeilor de formare termenilor investigați pentru fiecare limbă separat. Iar în cadrul cercetării termenilor formați prin compunere, pagina 79-23-7, de specificat categorie gramaticală elementelor Constituției. Concluziile la capitolul 3, punctul 4 și 5, pagina 128-129, cu privire la reterminologizare termenilor din domeniul inteligențelor, pe lângă date statistice creatorii, conțin figuri. După părerea noastră, amplasarea diagramelor în textul tezei și nu în concluzii este mai indicat și motivată din aspect de relatare analizei textuale. În concluzii, reieșind de cele menționate, teza, abordarea cognitivă a terminologiei multilingve, de a inteligență emoțională, inteligență cognitivă, inteligență artificială, limba engleză și română, corespunde normelor instituțiilor de lector, iar autoarea ei, doamna Cristina Nichete, merită să se confirme titlul de doctor în filologie la specialitatea 621.04, lexicologie, lexicografie, terminologie și terminografie. Vă mulțumim și noi, stimată doamna Universitatea, pentru analiză detaliată. Și oferim cuvânt referentului al treilea, numărul 3, Marin Butuc, doctor conferențiar cercetător. Doamna președinte, stimați membri ai comisiei de doctorat, stimată doamnă profesor universitar Lumila Zbanț, onorată asistență, trebuie să deși poate unele informații vor fi repetate sau voi repeta anumite informații din prezentarea pe care a susținut-o candidată la titlu științific, totuși valoarea acestora, în cazul dat, va fi una mai mult argumentativă în susținerea unor comentarii și a unor atitudini în raport cu teza elaborată de către doamna competitoare la titlu, Nichete Cristina. Trebuie să recunoaștem faptul că, deși în ultima perioadă avem posibilitatea să cunoaștem mai multe lucrări științifice, cercetări în ceea ce privește limbajele specializate, e necesar să menționăm că există totuși un algoritm consacrat în ceea ce privește abordarea limbajelor specializate. De la teorie, ulterior, și care de fapt, de la teoria conceptului terminologic, altele pornesc chiar de la teoria semnului lingvistic, ulterior particularitățile termenului și a terminologiei, ajungând la un anumit domeniu de specialitate. Și deja aici comentariul reprezintă valoarea aplicativă. Lucrarea pe care astăzi noi o analizăm se deosebește de o atare perspectivă consacrată prin complexitatea sarcinilor pe care și le-a asumat. De ce? Pentru că această lucrare, pe lângă abordarea cognitivă a conceptului terminologic, a terminologiei, am văzut în această lucrare o teorie interesantă pe care de mult n-am întâlnit-o în ceea ce privește delimitarea între limbaje specializate și terminologii. Am văzut că termenul limbaje specializate este unul mult mai generic decât termenul de terminologie.
și foarte reușit îl încadrează în comentariul acesta în ceea ce privește perspectiva întrunită a celor trei inteligențe. Teoria aceasta a limbajelor specializate în raport cu tehnologiile. Și prin acest fapt se deosebește lucrarea, prin această perspectivă întrunită a unei, a unui punct de vedere consacrat și a unei perspective întrunite a celor trei inteligențe, emoțională, cognitivă și, desigur, artificială. Inteligența o explică autoarea ca fiind, un termen chiar utilizat de lucrare, confluența mai multor discipline și enumeră în acest sens. Și, desigur, inteligența cognitivă, inteligența artificială și inteligența emoțională sunt niște subdomenii pe care le aplică în calitate de perspectivă asupra acelui material faptic pe care l-a selectat autoarea din mai multe surse lexicografice, dar desigur și din surse științifice. Așadar, aș vrea, desigur, să aduc la cunoștință avizul pe care l-am elaborat în ceea ce privește lucrarea, dar și, desigur, cu anumite accentuări și evidențieri pe care am să le fac pe parcursul prezentării referatului în cauză. Suportul teoretic și practic privind formarea, funcționalitatea și interferențele limbajelor specializate, despre care am menționat, prin prisma cognitivă a trei domenii reunite prin noțiunea de inteligență, cognitivă, emoțională și artificială, suscită un interes sporit nu doar tehnologilor, cercetătorilor lexicologi, traducătorilor, ci și specialiștilor din cele mai variate sfere de activitate. În acest sens, elementele lexicale specializate ce se manifestă la nivelul celor trei dimensiuni prezintă un vădit interes teoretic și aplicativ privind procedeile de formare și funcționare la nivel de sistem specializat al termenilor din perspectiva triadei inteligențelor menționate. Totodată, un interes deosebit al au particularitățile de conținut semantic și individualitate specializată ale termenilor ca parte a unui sistem terminologic. În evoluția conținutului semantic al acestora, supuși eventual unor procese semantice, cum ar fi terminologizare, reterminologizare sau determinologizare. În ceea ce privește lucrarea, aici am văzut niște concluzii suficient de argumentate în ceea ce privește gradul de specializare pe capitole, să mai fi zis, pe domenii, domeniul cognitiv, domeniul emoțional și domeniul artificial, și autoarea susține pe bună dreptate în capitolul 3 că există o diferențiere la nivelul gradului de specializare și a pregnanței SVM-ului specializat în contextul termenilor analizați pentru fiecare domeniu în parte. Și desigur, în ceea ce privește procesele semantice, vom vedea mai jos că vorbește despre această relație între categoriile respective de inteligență și pentru care e valabilă terminologizarea, sau mai bine zis, da, terminologizarea, la nivelul raporturilor între inteligențe vorbim de reterminologizare și, desigur, în cadrul inteligenței emoționale vorbim despre determinologizare. Teza de doctor a doamnei Cristina Nichita, cu titlul menționat, propusă pentru discutarea publică în ședința Comisiei de Doctorat din cadrul Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova, pentru acordarea gradului de doctor în filologie la specialitatea 621.04, este o încercare reușită în lingvistica românească de a aborda într-un mod diferit evoluția limbajului specializat din perspectiva întrunită a treia despre care am menționat. Într-o abordare retrospectivă, acest fapt repune în valoare dinamica limbajelor tehnologice, dintr-o perspectivă multiaspectuală, cu accentul suficient argumentat pe latura cognitivă a materialului lingvistic cercetat, fapt evidențiat atât în primul compartiment, cât și în compartimentul numărul 3, cu valoare aplicativă pentru lucrarea elaborată. Astfel, prin prisma trei domenii reunite, în noțiunea de inteligență, pe baza materialului concret selectat din limbile engleză și română, autoarea reușește să demonstreze interferențele conceptuale, respectiv terminologice, a trei domenii ale inteligențelor, cu accent pe procesele constituirii termenilor derivaționale, precum și procese semantice, cum ar fi cele pe care le-am menționat, terminologizare, reterminologizare,
și de tehnologizare cercetate prin intermediul termenilor care migrează între aceste domenii și, desigur, de tehnologizare, reflectate la pagina 130. În contextul analizei proceselor semantice, la nivelul tehnologiei românești și de limba engleză, lucrarea evidențiază mecanismul de formare a termenilor, procesul și filierele de pătrunde a termenilor noi și relațiile care se pot stabili între termenii diverselor terminologii, dar și a subsistemelor terminologice din capul unui limbaj specializat. În capitolul 3 avem exemple concludente în acest sens. Pentru argumentarea scopului urmărit, doctoranda și-a conceput teza din introducere, pagina 11-18, în care este motivată alegerea temei și e relevată actualitatea, este formulat obiectivul, concretizat de sarcinile ce pot duce la atingerea lui, este indicat suportul metodologic și teoretic științific de care s-a călăuzit competitoarea, specificând noutatea științifică și valoarea aplicativă a lucrării. Urmează apoi trei capitole. Repere cognitive ale constituirii funcționării gândirii teoretice în tehnologie, caracteristicile funcționării limbajelor de specialitate în domeniile inteligenței emoționale, cognitive și artificiale, pagina 47-74, și funcționarea termenilor întreaga inteligența cognitivă, inteligența emoțională și inteligența artificială în limbile engleză și română, care de fapt reprezintă partea aplicativă, practică a lucrării elaborate, pagina 75-129, deja fiind succedate de concluzii generale și recomandări, bibliografie, anexe de la pagina 150 și 481, în care atestăm un număr impunător de termeni prezentați într-o ordine cronologică pentru anumite categorii tehnologice, ceea ce de fapt prezintă o muncă importantă în atestarea, dar și prezentarea conținuturilor semantice în procesul ăsta evolutiv pe care reușește autoarea să-l facă. Și, desigur, da, și celelalte compartimente ale lucrării. S-a menționat astăzi și despre suportul teoretic al lucrării elaborate de Nichita Cristina. Sunt importante lucrări ale unor cercetători consacrați în literatură de specialitate de limbă engleză, de limbă franceză, de limbă germană și, desigur, de limbă română. Dar am văzut și reprezentanți ai lingvisticii rusești citați în lucrare. Având scopul de a analiza comparativ, prin prismă cognitivă, funcționalitatea trei domenii reunite prin noțiuni de inteligență, abordarea realizată în limbile engleză și română, incluzând aspectele conținut semantic, structură și funcționalitate, autoarea urmărește câteva finalități. Bună oară! În baza teoriilor cognitiviste, sociale și comunicative, este scontată evaluarea abordării cognitive în tehnologie pentru domeniul inteligențelor. Profilarea unui sistem conceptual care a apărut în evoluția teoriei, în respectivul domeniu, prin tehnologia creată în acest parcurs. Ceea ce, de fapt, am menționat mai sus, dar care este argumentat, desigur, și de un bogat material faptic, reflectat în mare parte în anexe. Și stabilirea și prezentarea metodologiei și criteriilor de formare a corpusului de texte specializate și, desigur, a corpusului terminologic aplicat în domeniul examinat. Descrierea amplă a metodologiei despre care s-a menționat, cu atenția de rigoare pe metoda corpusului paralel și comparat. Desigur, astăzi s-a menționat despre materialul faptic pe care l-a utilizat. Pentru fișe bilingve, monolingve, dintre care voi vorbi în continuare despre categoriile de termeni și delimitările pe care le face autoarea. Compararea procedurilor de formare a termenilor între ada inteligenților, examinarea fenomenului de retermologizare, așa cum numește ca punte de legătură, pagina 90-94, pagina 130, în contextul respectivei triade, dar și elaborarea unei statistici de migrare terminologică în triada inteligenților pe baza cercetării efectuate. Este necesar să menționăm că, deși literatura de specialitate există curente moderne, fundamentate teoretic suficient, după cum ar fi teoriile despre care am menționat, cognitiviste, sociale, comunicative,
Totuși, noutatea lucrării rezidă anume în studierea acestei interferențe conceptuale, respectiv terminologice, a trei domenii ale inteligenților, ca subdomenii ale științelor cognitiviste. Cercetare realizată pe baza materialului faptic în limba engleză și română. În acest context, teza de doctorat elaborată se remarcă și prin efectuarea unei analize a evoluției lexicosemantice, a terminologiei care parcurge diverse procese semantice. Studiind specificul elementul lexical specializat în funcție de perspectiva abordării acestuia, cognitivă, emoțională sau artificială. Totodată, în contextul analizei conținutului semantic al elementelor lexicale specializate și a interferențelor ce se manifestă din perspectiva celor trei inteligențe, se constată, de fapt acest argument a fost menționat și de antevorbitori, că dimensiunea cognitivă ocupă un loc central ca abordare și ca domeniu de specialitate. În viziunea autoarei, acest fapt se datorează și pentru faptul că dezvoltarea limbajelor specializate propuse pentru cercetare, la baza treia dimensionate, prevalează domeniul inteligenței cognitive, deoarece este primul domeniu în triada a inteligenților în care apar, desigur, și primele teoretizări în acest sens. Și voi încerca să fac așa o succintă prezentare pe paragrafe a importantelor realizări, abordări pe care reușește autoarea să le facă. În primul rând, e de remarcat caracterul polemic al textului elaborat. Trebuie să recunoaștem că este un text foarte bine împletit din punctul de vedere al teoriilor pe care le abordează în această cercetare. Ceea ce, desigur, dovedește și denotă o bună cunoștință și stăpânirea teoriilor pe care le utilizează în acest sens. Bine, aveam, așa să zic, în calitate de sugestie pentru dumneavoastră, poate în anumite situații, în contextul unor polemici prezentate, există necesitatea unor adnotări sau poate precizări. Dar autoarea, fiind de cunoștință de cauză în ceea ce privește teoriile utilizate, urmărește un anumit scop și poate mai scapă din vizierea anumite necesitatea unor adnotări și precizări în acest sens. O puteți califica poate și ca pe un compliment în sensul ăsta. În ceea ce privește primul compartiment, pe primul plan este prezentată sinteza principalilor abordări și tendințe în studiul terminologiei. Așa după cum am menționat, sarcina inițială pe care și-o propune lucrarea. În contextul descrierii unor interpretări, precum că terminologia este știință. Terminologia, în ceea ce privește polemica despre care am menționat, terminologia este știință, terminologia este practică sau terminologia este un domeniu interdisciplinar. Respectivele prezentări constituie o parte integrantă a importantelor teorii din știința terminologică apartenentă marilor școli de terminologie. Școala de la Viena, școala de la Praga, școala de la Moscova. Fapt care au determinat autorizarea teoretică a terminologiei ca disciplină autonomă și interdisciplinară. Pagina 19. Ulterior, pe bună dreptate, se descriu acele etapele devenirii terminologiei și autorizării terminologiei și am văzut trimiterea de recoare pe care o faceți la Maria Tereza Capre în sensul acesta. Până la ultima etapă din 1985 și până în prezent. Ei, și desigur am văzut în acest comentariu predilecția dumneavoastră pentru școala de la Viena. Autoarea prezintă limbajul terminologic din punctul de vedere al abordării în literatura de specialitate, care susține că afirmarea terminologiei ca știință se produce pe baza teoriilor emergente în spațiul vienesc, care pun accent pe latura cognitivă și ontologică a terminologiei, cu un parcurs din domeniul ingineriei spre lingvistică. Și, desigur, se susține că această particularitate interdisciplinară aduce, până la urmă, teoria este ghidată spre această concluzie, terminologia la statutul de știință, pagina 24. Referitor la teoria conceptului terminologic, relevează importanța și prioritatea care se acordă abordării cognitive a elementului lexical specializat. Și, desigur, vorbește în acest capitol și despre raportul, mă voi strădui rezumativ să prezint și alte păreri, le-am detalizat așa în comentariul meu, dar nu aș vrea să iau prea mult din timp.
raportul termenului cu terminologia în baza teoriilor din literatura de specialitate, dar și, desigur, a două direcții noi de cercetare, cum le numește, cum de fapt și sunt prezentate, teoriile sociale și comunicative și teoriile cognitiviste ale terminologiei. Toate aceste abordări, în opinia autoarei, constituie o reflectare explicită a evoluțiilor limbajelor specializate, influențată de schimbarea paradigmelor de cercetare, de la abordări structuraliste la paradigma cognitivă, fundamentată pe aspectul comunicativ sau pragmatic de studiere a limbajului, fapt ce determină autorizarea teoretică a terminologiei ca știință. Pagina 45. Am spicuit din acest comentariu pe care o face autoarea. Drept demers cognitiv, da, despre ce am menționat și în concluzie, acesta de fapt e și a doua parte a demersului complex al lucrării, pe care respectiva lucrare și-o propune pentru cercetare și care desigur reușește să facă acest lucru în baza elementelor lexicale specializate selectate. Pentru capitolul 2, care de fapt include în primul rând, delimitarea statutului limbajelor specializate în contextul cercetărilor moderne. Aici se susține că, din perspectiva scopului comunicativ, limbajele de specialitate completează necesitățile de comunicare, având la bază structuri, terminologie și gramatică specifică domeniului în cauză. Aici, de fapt, se face și teorizarea aceasta sumară noțiunii de inteligență și, desigur, teoriei despre care am menționat, delimitarea noțiunii, sau mai bine zis, sintagmii terminologice, limbaj specializat și, desigur, terminologie. În baza, da, la pagina 53. Și materialul faptic selectat a fost preluat din dicționare, precum Oxford, Cambridge, Collins, Dex și altele, dar și, desigur, de reviste științifice, număr de 60 și ceva de articole pe care, din cadrul cărora au fost selectate fișe monolingve și, desigur, fișe bilingve. În ceea ce privește capitolul 3, este necesar să menționăm că pentru fiecare domeniu al inteligenților, autoarea reușește să prezinte procedeile derivaționale, procedeile semantice care au stat la baza apariției și face o statistică în ceea ce privește popularitatea procedeilor utilizate în cazul inteligenței cognitive, în cazul inteligenței artificiale și, desigur, în cazul inteligenței emoționale. Vorbește despre raporturile dintre aceste domenii și care, de fapt, sunt relațiile de terminologizare, reterminologizare și determinologizare în cadrul inteligenței emoționale și stabilește chiar și o prezentare grafică pentru respectivele raporturi între aceste domenii. Pentru toate sunt prezentate exemple suficiente pentru limba română și limba engleză și, desigur, mă voi strădui să mă apropii de concluzia comunicării mele, deși în referat am detalizat și argumentat fiecare aspect pe care l-am prezentat. În concluziile susținute, după părerea cercetătoare, desigur, între domeniile din triada inteligenților emoțională, cognitivă și artificială, funcționează în permanență o relație a unui proces, sau mai bine zis, a unui proces semantic reprezentat de reterminologizare transdisciplinară, vorbind despre cele trei domenii ale inteligenței. Și, desigur, stabilește și un anumit procentaj pe care îl comentează și îl prezintă foarte bine la pagina 130. Aspectele și problemele abordate în lucrarea, cu titlul Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligențelor emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limbile engleză și română, ne permit să afirmăm cu convingere că teza prezentată de doamna Cristina Nichita se înscrie pe deplin în area lucrărilor de doctorat cu valoare cognitivă și practică, doctoranda meritând pe deplin să-i se confere gradul științific de doctor în filologie. Totodată, ținem să facem niște sugestii
doleanțe de care credem autoarea ar putea să țină cont la o eventuală editare a monografiei. 1. Necesar rămân a fi adnotările suficiente în susținerea teoretizării și individualizării semantice a noțiunii de inteligență ca obiect de studiu aflat la confluența mai multor discipline pe care le menționați. În viziunea noastră, paragraful 2.2 din cadrul celui de-al doilea compartiment este unul, să zic așa, descriptiv, dar totodată în ceea ce privește etimologia, dar și raportul ăsta al intersecției dintre mai multe discipline, deși există și impune necesitatea unor comentarii la nivel de conținut a acestui obiect de studiu, așa cum am numit dumneavoastră. Însă, ulterior, pe parcursul altor paragrafe, găsim particularități pe care foarte bine le evidențiați pentru această noțiune de inteligență. În viziunea noastră, în perspectiva editării monografiei, desigur, puteți consolida aceste particularități și poate face un paragraf mult mai amplu în ceea ce privește noțiunea respectivă. Este doar în calitate de sugestie, deși lucrarea foarte bine aplică această perspectivă pe parcurs și în special în paragraful aplicativ. Totodată, cu toate că există un număr impunător de termeni reflectați la rubrica anexe, totuși unele categorisiri, teze sau afirmații nu dispun de exemple pentru ilustrare. Pagina 29, pagina 50, 53, 55, 70, 71 și altele. Dar, desigur, ne dăm bine seama că, bine, există și anumite rigori ale Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământ și Cercetare, în ceea ce privește volumul unei lucrări, și desigur ați fost constrânsă de aceste rigori. Foarte bine acești termeni sunt prezentați la anexe, dar în eventualitatea editării unei lucrări sau unui studiu monografic, binevenit ar fi aceste exemple să fie și să completeze comentariile dumneavoastră foarte reușite în cadrul sau în contextul textului elaborat. La pagina 20 și pagina 27, termeni precum sistematic și sistematicitate, ca particularități ale termenului și terminologiei în general, e necesar să fie înlocuiți cu termenii sistemic și sistemicitate, cu sensul pe care dumneavoastră îl utilizați ca particularitate a elementului lexical specializat și, desigur, ca particularitate a terminologiei în ansamblu. Și, desigur, ceea ce vă spuneam dumneavoastră, în polemica aceasta reușită și a unui text foarte bine elaborat, sunt lucruri pe care le cunoașteți în profunzime, dar pentru un cititor primar ar exista necesitatea unor adnotări pe parcursul prezentării acestor noțiuni teoretice. Și poate, eu știu, există necesitatea unor detalizări la anumite etape ale textului pe care îl elaborat. Și care, apropo, este foarte reușit și foarte bine împletit sub aspectul ăsta polemic, repet această idee. Credem că observațiile noastre nici pe departe nu minimalizează valoarea de fapt a lucrării, care cu certitudine conține rezultate noi. Autoarea stăpânește temeinic materia investigată și, desigur, în acest sens, textul este, desigur, un argument pertinent în acest sens. De aceea, cele relatate ne dau dreptul să afirmăm că teza doamnei Cristina Nichita, cu titlul Abordare cognitivă a tehnologiei multilingve între ea, inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limba engleză și română, corespunde cerințelor înaintate de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământ și Cercetare, iar autoarei merită să îi se confere gradul științific de doctor în filologie la specialitatea 621.04, lexicologie și lexicografie, tehnologie și limbaje specializate, traductologie. Vă mulțumesc pentru atenție. Așa, îmi cer scuze pentru Dacă doctoranda a crede cuvință că este necesar să o publice, eu cred că este nevoie, pentru că este o teză nu doar pentru specialiști utilă, dar și pentru toată lumea, eu cred că o să țină cont. Și acum, întrucât vorbim despre autoarea tezei, dacă
doamna Cristina Nichita are ceva de adăugat, de eu știu, explicat anumite lucruri la obiecțiile aduse, poftim, dacă doriți. Eu vă mulțumesc mult pentru cuvintele foarte încurajatoare pe care le-ați prezentat. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru sugestii și recomandări. Vreau să adaug că în cadrul tezei, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, există un nivel de complexitate foarte important, care m-a impus să folosesc contexte și informații mai mult implicite decât explicite și desigur că volumul tezei, volumul care, care se așteaptă de la noi în cadrul unei teze de doctorat și desigur că împreună cu anexele este unul inestabilit de către instituțiile care sunt, cărora suntem subordonați. Astfel, eu voiam să explic unele momente, unele cauze sau motive pentru, de exemplu, termenul vedetă, care este totuși folosit în, de autori precum doamna cercetător Petar și de asemenea am inclus toată informația din anexe explicit în teză în privința gramaticii sau formei, etimologiei termenilor, pentru că ar fi luat foarte mult spațiu. De asemenea, au fost întrebări referitor la numirea termenilor sau includerea exemplelor în mai multe locuri, în mai multe instanțe și aici eu într-adevăr a fost un moment în care m-am concentrat pe accentele tezei, pe ideile principale din teză și probabil că sunt mai multe sugestii și recomandări pe care mi le-aș propune în urma scrierii acestei teze, dar cred că le voi continua, le voi prezenta în mod explicit în cercetări ulterioare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru ajutor. Eu voiam să mulțumesc doamnei conducător științific. De la urmă. Noi mai avem. Pentru implicarea enormă în elaborarea tezei de doctorat, pentru că, în primul rând, a fost o cercetare pentru mine, pentru, din interesul meu, asupra acestei teme. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumim pentru explicații și pentru mulțumirile aduse referenților. Acum, de fapt, urmează dezbaterea științifică, doar că suntem puțini cei care ar trebui să facă această dezbatere. Nu prea sunt mulți, așa încât îmi rămâne mie doar să dau citire unui aviz pe care l-am pregătit din timp, așa
și doamna conducător științific la final. Deci, am să citesc avizul. În primul rând, vreau să felicit pe doamna Cristina Nichita pentru o lucrare realizată foarte bine. Așa cum s-a menționat aici, și eu am remarcat că se deosebește această lucrare, deși este redactată la un domeniu care nu mi este tocmai cel mai familiar, adică nu prea am publicații în acest domeniu, dar mi-am dat seama, deoarece am citit mai multe studii referitoare la subiectul, la terminologie, mi-am dat seama că este o teză originală. Și, desigur, o felicit și pe doamna Ludmila Zbanț, care în ultima vreme are foarte mulți discipoli foarte inteligenți. Așa. Deci, teza de doctor propusă spre susținere publică abordează o problemă foarte actuală, care are un interes, din punctul nostru de vedere, are un interes maxim, ar avea un interes maxim pentru cercetarea lingvistică, dar precum și pentru toți cei interesați. Terminologia multilingvă, în triada sus menționată, reprezintă un domeniu intens exploatat acum în virtutea utilizării tehnologiilor informaționale cu toate funcțiile ce derivă din acestea. În general, studiul terminologiei implică astăzi relevarea interferențelor din toate domeniile de cercetare, întrucât este imposibil a investiga un subiect fără a atinge multiple alte aspecte contigue. Cu atât mai mult, este o interferență implicită între cele trei inteligențe, care au drept sursă domeniul inteligenței cognitive, iar motivația cercetării ține, întâi de toate, de apariția inteligenței artificiale tot mai prezente în viața noastră. Mi se pare un demers cutezător, din simplu fapt că tot ce este nou, nefiind îndeajuns cercetat, poate avea diverse capcane legate de concepte, teze, exegeze sau de o argumentare insuficientă a unor termeni sau unor idei. Oricum, vedem că autoarea tezei a reușit să obțină un rezultat notabil, atât prin reflecțiile și argumentele aduse în prima parte a lucrării, cât și, mai ales, prin anexele bine organizate în care testăm un număr apreciabil de termeni ale celor trei inteligențe anunțate, precum și un corpus impresionant de texte în limbile română și engleză, 119 fișe terminologice de limbe și 274 de fișe de corectare monolingve pentru limbile engleză și română. Menționăm noutatea studiului respectiv, și anume studierea interferenței conceptuale, respectiv terminologice, a trei domenii ale inteligențelor, care, așa cum arată autoarea, constituie un subiect promițător și productiv de cercetare, de actualitate în contextul actual al globalizării, care poate deveni sursă utilă din mai multe perspective. În primul rând, sub aspect practic, lucrarea se prezintă drept un glosar terminologic destinat tuturor celor interesați de domeniul inteligențelor, specialiști, traducători și studenți, iar în al doilea rând, din punct de vedere investigațional, teza constituie repere prețioase pentru cei care se vor lansa în studiul acestor concepte. Deși, în capitolul 1, doctoranda sintetizează, la fel ca și în alte lucrări de acest tip, fundamentele teoretice care au stat la baza formării terminologice, terminologiei ca știință și a dezvoltării studiilor asupra laturii conceptuale în cadrul terminologiei, totuși relevăm și aspecte mai puțin abordate, precum dimensiunea sociopragmatică în terminologie sau abordarea sociocognitivă în terminologie, în care fie este relatată evoluția curentelor moderne în terminologie, accentul fiind pus pe o perioadă recentă, de după anii 85, deci 1985, o perioadă de contribuții științifice, teoretice, inovative în terminologie, care au integrat terminologia într-un context social, comunicativ și lingvistic amplu, așa cum susține autoarea. Fie este realizată o retrospectivă a curentului teoriei cognitiviste din anii 2000, în care este susținută o teorie a terminologiei sub aspect cognitiv, fie vizată latura conceptuală a termenului, fapt neîntâlnit în terminologia normativă tradițională.
Astfel, remarcabil în sensul noutății abordării terminologiei reprezintă subcapitolul 1.4 demersul cognitiv în limbaj, lingvistică și tehnologie aplicat domeniului de investigație, în care un rol esențial îl are dimensiunea cognitivă ca abordare și ca domeniu de specialitate. În capitolul 2, caracteristicile funcționării limbajelor de specialitate în domeniile inteligenței emoționale, cognitive și artificiale, autoarea face referire atât la limbajele specializate, descriind caracteristicile lor din diverse perspective, cât și la terminologia triadei anunțate, inteligența emoțională, cognitivă și artificială, ca fiind parte a limbajelor specializate, dar care reprezintă și subdomenii ale științelor cognitive. Tot aici regăsim un subcapitol al evoluției domeniilor de specialitate ale inteligenței emoționale, cognitive și artificiale, adică tehnologii utilizate în dezvoltarea teoriilor despre inteligență. Pentru aceasta, doctoranda a evocat perioadele și criteriile de clasificare, reușind să identifice 69 de termeni proveniți din sursele teoretice în limba engleză, din domeniul inteligenților, fiind extrași cu multă migală în funcție de apariția teoriilor științifice respective în ordine cronologică. Menționăm că în același capitol, autoarea stabilește corpusul terminologic al cercetării, oferind toate datele despre constituirea acestuia în cercetare. Deci, am precizat că acesta a întrunit corpusul 119 fișe bilingve, provenite din 274 de fișe de colectare monolingve, 36 dintre acestea nefiind validate la nivel de limbi pentru a fi puse în fișele terminologice. Astfel, cei 119 termeni au constituit un glosar terminologic în limba engleză, română și română, având respectiv 50 de termeni în domeniul inteligenței, 24, după cum a menționat autoarea, în prezentare din cel al inteligenței emoționale și 45 de termeni în domeniul inteligenței artificiale. Un volum, din punctul nostru de vedere, suficient pentru argumentarea realizată în lucrare. Cel care conjugă aspectul teoretic cu cel aplicativ, presupunând o analiză funcțională a terminologiei din domeniul inteligenței anunțate supra, este capitolul 3, funcționarea termenilor în triada inteligența cognitivă, emoțională și artificială, în limbile engleză și română, în care sunt vizate diverse procedee de formare a termenilor studiate în terminologie tradițională, precum și alte aspecte edificatoare în analiza realizată. De exemplu, delimitarea echivalenților terminologice interlingvistice pentru terminologie din triada inteligența cognitivă, emoțională și artificială, sau studiul transversal al terminologiei din domeniile respective. Concluziile, în număr de 20, concentrează esența lucrării, reflectând cele mai importante teze și deducții, dezvăluind valoarea incontestabilă a cercetării. Sunt relevante și recomandările de la finalul lucrării, care presupun trasee inedite de investigație în domeniul terminologiei inteligențelor vizate în teză, indicând că investigațiile terminologice transversale pot fi utile în cadrul altor domenii de specialitate aferente, iar traducătorii specialiști din domeniile investigate pot utiliza atât suprapunerile conceptuale în triada inteligenților, cât și glosarul terminologic pentru organizarea cunoștințelor interdisciplinare. Considerăm că rezultatele cercetării prezintă interes deopotrivă pentru toți cei interesați atât de evoluția acestei tehnologii, cât și de utilizarea ei în diverse situații contextuale sau în procese de cercetare științifică. Trebuie să menționăm că structura coerentă a tezei, utilizarea adecvată a metalimbajului, stilul de redactare îngrijit, în conformitate cu normele limbii literare, precum și volumul apreciabil sau notabil al corpusului utilizat, comentariile relevante ale acestuia. Ținând cont de cele relatate supra, considerăm că teza de doctor, abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială, limbile engleză și română, la specialitatea 62104, lexicologie și lexicografie, terminologie
5 limbaje specializate, constituie un studiu inedit și valoros, respectă rigurile prevăzute de ghidul de redactare a tezelor de doctorat, iar autoarea merită a fi acordat titlul de doctor în filologie. Vă mulțumesc! Acum am să-i dau cuvânt conducătorului științific, doctor habilitat, profesor de stat, Liliana Zbaț. Transformate fișe tehnologice după toți parametrii clasici ai
acestui document. Vă mulțumesc încă o dată pentru aprecieri, pentru deschiderea care ați manifestat-o și pentru perspectiva care ați deschis-o doctorandei. Sper să nu renunțe la această perspectivă și doresc din tot sufletul perseverență, curaj și încă o dată mulțumim tuturor pentru ziua de astăzi. Și mai vă mulțumim, doamna profesor. Acum este etapa, de fapt, pentru deliberări și pentru a decide asupra calificativului care urmează a fi atribuit tezei de doctorat. Astfel încât deja puteți urmăriți. Da? Așa. Da, o să mai trebuiască. L-ați propriit, dar s-a oprit. I-am mărit pe urmă. I-am mărit spațiul. Înțeleg. Trebuie să opriți. Să opriți aici și microfonul. Să opriesc? Da. Așteptăm un pic. Vreți până între pauza acolo? Să opriți. Da. Și microfonul. Eu am scris mesajul ăsta. Microfonul în piață acolo. Da, da. Camera mă oprită. Da, dar nici microfonul trebuie să funcționeze. Domnul Cojucanu, aici se votează, deja avem nevoie de... Poți suna? Bine. Bine. Da. Cred că vă rog să doar ce loc pot fi și eu. Eu pot să ne reacteți? Mm-hmm. Și... colegi, stimați membri ai Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, dăm citire procesului verbal numărul 2 din 30 octombrie 2023 al ședinței Comisiei de doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctorat. La ședință au fost prezenți 6 membri. Comisia de doctorat în următoarea componență, doctor habilitat Viorica Moara, președinte, doctor habilitat Ludmila Zbanț, cercetător științific, doctor habilitat Inga Druță, referent, doctor Marin Butuc, referent, doctor Inga Stoianova, referent, doctor Diana Dementieva, secretar științific. A evaluat teza de doctorat în filologie cu titlul Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limbile engleză și română, realizată de Cristina Nichita la specialitatea 62104 lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, limba engleză, conducător științific Lumina Zbanț, doctor habilitat profesor universitar și a constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. 2. Membrii Comisiei de doctorat au evaluat teza Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limbile engleză și română, și i-au atribuit calificativul foarte bine. Membrii Comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în filologie autoarei tezei Nichita Cristina, după cum urmează, pro 5, contra 0. În temeiul acestora, Comisia de doctorat a decis a atribui calificativul foarte bine tezei de doctorat în filologie cu titlul Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională, inteligența cognitivă, inteligența artificială în limbile engleză și română, realizată de Cristina Nichita la specialitatea 62104 lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie, limba engleză, conducător științific, Ludmila Zbanț, doctor habilitat, profesor universitar. Și 2. A conferit titlul de doctor în filologie doamnei Cristina Nichita.
felicitări din partea noastră și succese și realizări remarcabile în continuare, doamna Nichita. Acestea fiind spuse, da, îi oferim cuvânt final, dacă dorește, doamna Nichita să vorbească. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru ajutorul enorm pe care v-am primit din partea comisiilor de îndrumare și, dacă îmi permiteți, comisie prezentă de doctorat. Desigur că eu vreau să mulțumesc încă o dată enorm doamnei Ludmila Zbanț pentru susținere și pentru ghidarea absolut excelentă în parcursul cercetării, fără de care nu aș fi putut să ajung la concluziile de interes științific, personal și vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea și atitudinea încurajatoare cu care m-ați îndrumat astăzi. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru o teză frumoasă.